Cartierul Obreja din Târgu Jiu va beneficia de 3 părculețe pentru copiii din acest cartier. Investiția, ce se ridică la peste 1,5 milioane de lei, urmează să fie realizată printr-un proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Investiția ar urma să fie recepționată la finalul anului viitor. Obiectivul general al proiectului reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate prin amenajarea unor spații de joacă. Realizarea celor 3 părculețe va fi scoasă la licitație la pachet, deși primăria a depus proiectele individuale. Sunt 3 proiecte legate, chiar dacă le-am semnat individual, sunt 3 proiecte care atunci când vor fi scoase la licitație, vor fi scoase la pachet. Dar așa cum sunt condițiile prevăzute în caietul și în documentația primită la Uniunea Europeană, a trebuit să le luăm în parte și să depunem documente pentru fiecare părculeț. Proiectul prevede amenajarea de spații de joacă, spații verzi sau alei pietonale. Valoarea totală a proiectului ridicându-se la peste 1,5 milioane de lei printr-o cofinanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020. Vorbim de locuri de joacă, vorbim de alei pietonale, vorbim de spații verzi, vorbim de spații de agrement. E vorba de vreo 2000 și ceva de metri pătrați, 2600 parcă de metri pătrați, pe care cărora le vom da o altă destinație. Odată cu realizarea spațiilor de joacă și pârâul Hodinău, ce traversează cartierul Obreja, urmează a fi amenajat.